Când aceștia aveau cea mai mare nevoie. Din prima zi am fost alături de Ucraina și de poporul ucrainean în lupta lor îndreptățită pentru libertate împotriva agresiunii ruse. Am ajutat de asemenea și Republica Moldova să facă față consecințelor acestui război brutal. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, acțiunile și măsurile noastre care s-au tradus în măsuri economice de securitate pentru cetățenii noștri. În aceste momente dificile în care ne confruntăm cu un război la granițele continentului european, PPE-ul a dat dovadă de un leadership extrem de pragmatic și mulțumesc președintei Ursula von der Leyen și președintei Roberta Metsola pentru angajamentul dumnealor puternic de a sprijini Ucraina și partenerii din parteneriatul vestic, cum sunt Republica Moldova, de pildă. Vă mulțumesc, doamnelor președinte, că asistați la acest congres. Ceea ce se întâmplă în Ucraina are un impact asupra noastră, a tuturor. Războiul acesta are de-a face cu sistemul nostru și cu valorile democratice, are de-a face cu drepturile și demnitățile umane. Și România și-a ajutat cât a putut vecinul. I-am poftit pe refugiații ucraineni în casele noastre, i-am sprijinit și i-am protejat în mod activ pe ei și valorile europene. Și ca lideri politici ai PPE am acordat sprijin politic care rămâne crucial în acest context. Nu trebuie să uităm că Republica Moldova a fost profund impactată de război. Au primit cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor și reprezintă o țintă permanentă pentru tacticile de dezinformare și atacurile hibride ale Rusiei. Au nevoie și merită să primească sprijinul nostru constant. Suntem mândri de reformele pe care le-au făcut pe calea europeană. Republica Moldova este o parte a Europei și ar trebui să devină membri ai Uniunii Europene cât de curând posibil. Și le dorim bun venit aici la București colegilor noștri din Ucraina și din Republica Moldova. Europa are nevoie de dumneavoastră și vă este alături. Doamnelor și domnilor, în aceste vremuri grele, este de asemenea important să ne uităm la noi înșine, să ne cântărim reziliența ca societăți, mai ales în lumina viitoarelor alegeri europene. Pericolul destabilizării Uniunii Europene este mai ridicat ca niciodată și este susținut de partidele extremiste și populiste. De aceea trebuie să ne concentrăm eforturile și resursele pentru a combate aceste mișcări anti-europene la următoarele alegeri. Nu îi putem lăsa să răspândească dezinformarea. Pentru acest lucru trebuie să dăm dovadă de fermitate și să fim uniți. Trebuie să ne protejăm valorile și să păstrăm ordinea democratică europeană. PPE-ul este un partid al soluțiilor pragmatice care răspuns la nevoile cetățenilor. Nu putem permite extremiștilor și populiștilor să atace și să slăbească Europa. Europa este soluția la provocările noastre comune. Europa este viitorul nostru și PPE va continua să apere și să susțină Uniunea Europeană. Dragi colegi, mentalitatea, profilul și așteptările alegătorilor au evoluat foarte mult în ultimii ani. PPE-ul trebuie să devină mai atrăgător pentru cetățeni. Electoratul nostru pune accent pe pragmatism și pe valorile care se bazează pe demnitatea umană.
Fără fiecare dintre aceste valori esențiale, Uniunea Europeană riscă să își piardă fundamentul. Oamenii se așteaptă ca noi să luăm decizii utile și rapide. În acest sens, pentru români, un subiect extrem de important este finalizarea aderării la spațiul Schengen. Securitatea granițelor europene este foarte importantă, pentru că este vorba de siguranța noastră, a copiilor noștri și a democrațiilor liberale. România este un furnizor de securitate și de predictibilitate care asigură siguranța granițelor UE și NATO. Și din acest motiv are pe deplin dreptul să devină membru de plin al spațiului european. Peste 120 de miliarde de dolari reprezintă contribuția noastră. De aceea merităm respect și cetățenii noștri nu trebuie să stea la coadă ca să pătrundă în spațiul Schengen. Ne-am îndeplinit obligațiile și de aceea avem un interes legitim pentru ca acest obiectiv să devină realitate. Și vă mulțumim că ați inclus acest subiect în manifestul electoral pe care îl vom vota mai târziu în cursul zilei de astăzi. Și acum voi spune câteva cuvinte în română. Simpatizanți liberali, așa cum am afirmat și ieri, prin evenimentul din aceste zile, Partidul Național Liberal își reconfirmă rolul de partid pro-european, militând în toată istoria sa împotriva izolării României în Europa și în lume. Astăzi, aici, avem o nouă reconfirmare că tradiția liberală revigorează destinul neamului nostru. Partidul Național Liberal arată astăzi lumii și țării că România contează, are un cuvânt de spus, poate deveni un loc în care se gândesc și se scriu noi platforme politice. Politica liberală este în continuare coerentă cu vocația sa națională și europeană. Ne continuăm istoria scriind cartea prezentului și a viitorului, motiv pentru care a fi liberal înseamnă a fi mereu în pas cu timpul. Mesajul nostru pro-european este și sprijinul celor peste 4 milioane de compatrioți care locuiesc în spațiul Uniunii Europene și al Marii Britanii. Destinul și viitorul românilor este Uniunea Europeană și acest fapt trebuie să ne inspire pe toți, politicieni, formatori de opinie, cetățeni europeni de bine, indiferent de naționalitate. Orice alt tip de mesaj care contestă valoarea politică a Uniunii Europene și care dorește să coboare barierele neîncrederii este îndreptat împotriva românilor care și-au făcut un viitor în Uniunea Europeană. Guvernarea liberală și apoi coaliția actuală au adus foarte multe resurse materiale pentru proiectele din țară. Doar să ne gândim la subvențiile din agricultură și la șansele pe care le-au avut mulți compatrioți care au decis să se reîntoarcă în țară. Ne aflăm într-o coaliție care dovedește că politica națională și europeană este o prioritate. Era necesar să identificăm soluții pentru a nu ne diviza și mai mult ca societate. Avem idei politice diferite, dar respectul și buna comunicare ne vor ajuta să găsim modalitățile de a guverna într-o perioadă dificilă. Trebuie să învățăm din lecțiile trecutului și să evităm o politică a urii și să devenim constructivi. Oamenii nu mai doresc circ politic, vor rezolvarea problemelor care devin o povară pentru mulți dintre ei. Nu trebuie să pretindem să fim votați. Trebuie să convingem că merităm să fim votați.
Pentru a câștiga alegerile, avem nevoie să câștigăm încrederea cetățenilor fără a le oferi speranțe false. Avem nevoie de o politică onestă pentru a-i asigura pe votanții noștri că suntem un partid cu conștiință și avem voința de a ne ocupa de nevoile lor și de a conduce România. Vă invit, stimați colegi și simpatizanți liberali, să identificăm în acest an un standard în jurul căruia să se regăsească cei loiali ideilor liberale și creștin-democrate, clasa de mijloc, antreprenorii mici și mijlocii și mai ales tinerii. Congresul Partidului Popular este un motiv pentru a vă alătura celei mai importante familii politice europene care arată anvergura și importanța partidului nostru. Now I am going very quick. Iar acum voi reveni la engleză. Trebuie de asemenea să ținem cont de faptul că cetățenii noștri au nevoie de securitate în sensul mai larg al termenului, adică securitate economică, climatică și digitală. Pentru o Europa puternică avem nevoie de o economie puternică, ceea ce înseamnă să fim capabili să devenim parteneri de încredere ai mediului de afaceri. PPE-ul va trebui să facă față noilor provocări ale Revoluției Industriale 4.0. Următorul Parlament European trebuie să găsească soluții pentru sprijinirea cercetării științifice, pentru eficientizare și pentru îmbunătățirea calității vieții în toate regiunile europene. Cercetarea înseamnă creștere, reziliență și atractivitate, precum și capacitatea de a extinde conceptul Made in the EU către toate piețele mondiale. Trebuie să dăm dovadă de un leadership pragmatic și pentru aceasta trebuie să combinăm curajul și viziunea. Îi mulțumesc doamnei von der Leyen pentru eforturile sale în toți acești ani. Și lista rezultatelor obținute de noi este lungă și cunoscută. N-ar trebui să fim timizi, pentru că ea vorbește de la sine, de la soluții, la politicile de sănătate, la modul în care am acționat în pandemia de COVID-19, la modul în care am intervenit în războiul din Ucraina. Doamna Ursula von der Leyen a susținut un leadership al armoniei și a avut capacitatea să ne țină la oaltă, uniți, puternici. A cârmuit nava noastră în vremuri tulburi. Ne punem încrederea în curajul și viziunea dumneaei. Europa este în mâini bune și va continua să fie protejată și susținută. Dragi colegi, să nu uităm că interesul nostru este mai puternic decât cel al politicilor naționale. Suntem legați de legături mult mai puternice decât încercările celor care încearcă să ne dezbine. Trebuie să le arătăm că suntem gata să conducem Europa către destinul și viitorul nostru comun. Iată, a venit din nou vremea să ne aflăm la cârmă, să ne protejăm casele și familiile. Pentru o Europa democratică, pentru o Europa competitivă, pentru o Europa a valorilor, în care toți cetățenii noștri beneficiază de servicii. Pentru o Europa a libertăților. PPE-ul este gata să conducă Europa. Către o Uniune Europeană mai puternică și mai sigură. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc lucrări încununate de succes la acest congres.